Iubite familie Codreanu, dragii noștri, primiți condoleanțe din partea Bisericii Ghețiman, frați, surori care vă cunosc, vă salut în numele Domnului Iisus, ne-a rugat pentru voi și continuăm să ne rugăm pentru voi. Primiți condoleanțe și din partea mea și a lui Gina, care suntem aici. Radu, îmi amintesc cu zeci de ani în urmă, când ai venit cu un Mercedes pe vremea lui Ceaușescu, era iarna, patinai, era zăpadă, ai venit să vezi o fată, să cunoști o fată. Eram pe Romulus numărul 54. Fata pentru care ai venit cânta la cor, o țin minte ca acum. O fată brunetă cu minte, credincioasă. Am întrebat-o odată când te măriți. Și a spus, am întrebat pe Domnul și a spus, să mai aștept. Într-o zi mi-a spus că Dumnezeu mi-a pregătit pe cineva. Și am auzit că vine un băiat din America. Parcă ieri a fost. Ce e viața? Au trecut zeci de ani de atunci. Am venit în America, v-am întâlnit aici și ca nou venit în America, m-a invitat la tine acasă și mi-ai dat ceva bani atunci. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut atunci. Oricare venit nou era în America, era greu. Era 5 dolari, 4 dolari la oră, 3 dolari la oră. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toți. Și rând pe rând, Dumnezeu a întărit pașii viața noastră. Și m-am uitat la tine, Radu, au venit doi copii frumoși, care în seara aceasta sunt alături de tine în momentele cele mai grele ale vieții, care vorbim, cel puțin de aici, de la Amvon, n-am trecut încă pe unde treci tu. Încercăm să ne adunăm câteva cuvinte, să spunem că Domnul e Cel care e pe tron, care veghează. Și în seara aceasta fratele păstor a citit din Evanghelie cuvintele frumoase, să nu vi se tulbure inima, dar în momentele ca acestea te întreb, cum să nu mi se tulbure inima? Când am nevoie de ajutor și când am un ajutor, tu mi-l iai ajutorul acela. Cum să nu mi se tulbure inima? Am să mai citesc un verset din Matei, capitolul 28, ultimul verset, partea a doua. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dar cum ești cu mine? Dacă ai fi cu mine, spunea Maria și Marta, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar n-ai fost aici. Și cuvintele istorice care au rămas până la noi, Marie, crede numai. Eu sunt învierea și viața. Era Domnul Iisus, dar motivația Mariei și a lui Marta era pe drept, era logic, dacă ai fi fost aici. Dacă era aici, poate Viorica
Nu murea așa de repede. Că am nevoie. Avram, când a pornit de acasă, trimis de Dumnezeu, ieși și du-te și eu am să spun unde. Vroia să-l ducă Dumnezeu în Canaan și când a ajuns în Canaan, nu curgea lapte și mere, cum este scris. A ajuns acolo, era foamete în Canaan. Canaanul poartă făgăduinți foarte mari, să știți. Și căsătoria poartă făgăduinți foarte mari. De-aia noi ne avântăm când ne căsătorim. Dar mai este un verset așa, ca un memo jos, în lume veți avea necazuri. Și revin cu versetul acesta și prin toate aceste necazuri și iată că eu sunt cu voi, Radu. Eu sunt cu tine. Ucenicii pe mare erau cu Domnul, s-a pornit furtuna și el dormea. A fost trezit și a spus puțin credincioșilor. Ce vrea Domnul când ne lovește așa de greu, normal lovituri și cel credincios și cel necredincios? Azi a fost la mormântare la fratele Crișan. Seară la priveghi, un om care s-a rugat, n-a fost bolnav, îl întrebam, niciodată n-a fost la doctor, n-a fost bolnav, mă duc la câte un check-up, așa, doar atât. A fost deodată, l-a durut capul, a mers și a doua zi a fost operat. Și în 8 luni l-am vizitat de mai multe ori, s-a dus. Foarte repede, suntem așa de vulnerabili, frați și surori. Dar este un cuvânt scris în Scriptură, dovadă că El este cu noi. Și asta mă face să mă bucur și să mă întăresc. Zice Scriptura, însăși Domnul Iisus, să nu ne temem de moarte. Cine va muri, va trăi. Auzi. E paradox. Cine va muri, va trăi. Spunea seară cineva, trebuie să mor de două ori. Și atunci am viu. Dacă mor numai în viu, numai odată mor, am terminat. Nu mai am nicio promisiune. Dumnezeu ne cheamă înainte de moartea aceasta, care noi o vedem pe sora Viorica, să murim față de păcat. Și când a murit față de păcat, și e interesant, nu-i nimeni îmbrăcat în negru la botez. E în alb, cântă fanfară, cântă corul, îți pregătiți, e masă de dragoste, dar e mormântare. Dar vedeți ce ușor luăm mormântarea de acolo? Și e ril, e mormântare. Că dacă nu murim acolo, la botez, la nașterea din nou, nu mai avem făgăduințele din Scripturi, să știți. Spuneam aseară, mama mă adormea cu povești. Și uitați-vă la toți care mor. Deci, până când închide ochii, până și preot ortodox, câmpuri verzi, mănase, râuri, vesi, cutare. Și după ce te-au băgat în groapă, auzi, robul Domnului, este o frază, vă rog să urmăriți slujbele la Biserica Ortodoxă. Ultima frază spune așa, cum ai trăi, ce se va face. Dar până nu te bagă în groapă, ca să primească pomana, ok? Atunci el te duce în rai. Vezi ce înseamnă moartea? Noi jălim, ne doare, e drept. Sunt rupturi, e dramă. Dar prima moarte e însoțită de mari făgăduinți.
Ce câștig dacă mor la botez? Ce câștig? Și acum se potrivește la noi, la funeral. Auzi, o odihnă. Îi spune Dumnezeu la Daniel: Daniele, du-te și te odihnește și te vei scula în vremea sfârșitului în partea ta de moște. Era obosit. Avea nevoie de vacanță. Cu alte cuvinte, ce câștig dacă mor la nașterea din nou? Vacanță câștig. Vacanță. Dar dacă nu crezi și dacă nu mănânci, nu-ți dai seama ce înseamnă. Ne place vacanța aici, o săptămână, două, o lună. Cei bogați care au bani, poate 5 vacanțe pe an. Dar eu voi avea o vacanță? Auzi, odihnă, post, rugăciuni, ajutorări, muncă, creștere de copii, rugăciuni în noapte, te scoli, vegheri, vii la adunare, vii la repetiție, obosit, trudit, dar vine și vacanța, fraților. Merită să mor față de păcat. Ei se vor odihni. Auzi, se vor odihni, e primul câștig. Al doilea, câștig un trup de slavă. Nu mai este ăsta care tușește, care îl dor picioarele, nu mai este un trup de slavă. Abia aștept să îmi vină originalul. Un alt câștig în urma morții, un loc de slavă în paradis. Noi vrem un loc de slavă aici, probabil, la învon. E bun și ăsta, dar nu e slavă aici. Că e cu bajocuri, abia la urmă, dacă am slujit bine, vom primi slavă. Dar un loc de slavă în paradis, în paradis. Merită să mor, merită să mor. Câștigurile sunt foarte mari, sunt foarte mari. Auzi, o casă în acel loc de slavă. Toți ne uităm după real estate. Hai să murim, fraților, față de păcat. Și avem cel mai frumos mansion, fără taxe, fără biluri. Auzi, va fi ceva nemaipomenit. Biblia e adevărată. E adevărată. Milioane de oameni și-au pus nădejdea în cuvântul și n-au fost înșelați, să știți. N-au fost înșelați. Și mai este ceva, când mor față de păcat, mă apuc un dor de casă. De 13 ani n-am fost în România și am fost acum pentru 3 săptămâni. M-am uitat la pruntul Sucevii când eram copil, mă uitam la teiul cu cuibul de cocostâr, mă uitam la școala care a fost. Erau sane, e dor de casă, acolo am copilărit. Ei, dar când am murit față de lume și față de păcat, mă apuc un dor de casă. Dacă Viorica ar veni acum, a spune, dar de ce m-ați adus? Că unde eram e tare bine. De ce m-ai adus înapoi? Când locul acela e frumos și mi-e dor de casă. Noi cântăm, dar să știți, mulți dintre noi nici nu ne gândim ce cântăm, mecanic. M-a apucat un dor de casă, avem o cântare. Casa noastră de sus e paradisul, dar cântăm, bate din palme și atâta rămâne. Când am ieșit afară, când n-am murit față de păcat. Aici e secretul. Și mai este dorul de casă, va fi un alin pentru totdeauna, să știți, împlinirea lui. Acolo îl voi vedea pe el care ne-a promis și eu voi fi cu tine. Radu, cuvântul ăsta e adevărat. El va fi cu noi. A promis solemn
până la sfârșit. Și va fi și cu tine. Hai să vezi. E scris în testament. Îl iubesc pe Iisus mult. Niciodată nu m-a înșelat. Niciodată nu și-a schimbat cuvântul. Și tot ce ne-a promis s-a ținut de cuvânt. La peste 500 de frați și-a luat rămas bun și a spus, a venit îngerul, acest Iisus care a plecat se va întoarce. Dar zice, trebuie să mă duc. Nu vă las orfani. Și mărturisim după 2000 de ani la Elim, la biserică, la funeral. Nu suntem orfani, fraților. Nu suntem orfani. El e cu noi. El e cu noi. Dragi copii, sunteți destul de mari, aveți și voi copii. Să nu uitați ce a promis Domnul Iisus. Este adevăr pur. Nu e teologie aici. Aici e adevăr. Nu trebuie. Ni negru e negru, alb e alb. Ok? Nu este semi la mine. Nu este asta. Eu voi fi cu voi. Și a dovedit-o până aici. Și o să o dovedească și de aici încolo. Că Domnul este plin de milă și de îndurare. Merită să mori, că e un câștig foarte mare. Închei. Unii vrem ce vreți și unii vreți să investiți. Acum în prag de război, de foamete, de colaps, suntem la o seară de privechi. În ce direcție vreți să investiți? Eu aș investi cel mai mult, continui să investesc în moarte, față de păcat și față de lume. Și am câștigurile cele mai mari, cele mai mari. Voi fi patron acolo. Mă folosesc de un cuvânt românesc ca să... Nu, suntem la o despărțire, drept, dar avem promisiuni mari, mari. Și Domnul e pe tron. Dumnezeu să vă mângâie, frate Radu și dragi copii. El care a făcut-o până aici, o va face și de aici încolo, să rămânem credincioși Lui, că ziua e foarte aproape. Foarte aproape. În curând, în curând, se va auzi trompeta și viorica se va scula. Iar noi care vom fi în viață, am citit, voi primi trupul acela nemuritor. Abia așteptăm. Nu ne rămâne să spunem decât Maranata, vino Doamne Iisuse. Domnul să vă mângâie pe voi și biserica Elim și harul Domnului și pacea Lui să fie peste noi toți. Amin.